Astăzi este o mare sărbătoare ortodoxă și tot astăzi satul Abaclia își sărbătorește hramul. Ziua a început cu oficierea slujbei religioase la Biserica Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril din sat. Prin cântările sale duhovnicești, corul bisericesc a fermecat credincioșii, care cu evlavie s-au adunat la Sfânta Liturghie, oficiată de către parohul bisericii. Noi, creștinii din satul Abaclia, care suntem care purtăm cinstea Sfinților mai mari voivozi, Arhanghel și Mihail, astăzi cu deosebită și mare bucurie. Suntem la slujbă și am înălțat rugăciuni către Sfinții mai mari voivozi pentru ca să ne ajute, ca să aducă în primul rând pace și liniște creștinilor, să aducă dragostea lui Dumnezeu. Acești sfinți sunt considerați vestitorii mântuirii noastre și ai bucuriei dumnezeiești. Oamenii spun că hramul localității reprezintă un bun prilej de a se întâlni cu rudele. Sărbătoarea de azi, Arhanghel Mihail și Gavril, o foarte mare sărbătoare a satului nostru. Noi o sărbătorim și toți oamenii care, credincioși, care pot și au plăcere să vină la Sfânta Biserică, ei vin, se închină Domnului și printre aceasta, după ce se mântuie slujba, noi ieșim afară de pildă, ne simțim foarte, foarte liberi și parcă mai odihniți ca cum intrăm în Sfânta Biserică. Astăzi am venit la biserică, este o mare sărbătoare, sărbătorim hramul satului și lumea se adună la biserică ca să sărbătorească hramul satului. Veniți să ridicăm, să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru frați, roși și împăcați și țara să fie liniște și voie bună, să iubească toți unul cu altul. Am venit la biserică, ca să ne gătim, toți să facem mâncare, fel de mâncăruri. Vin dămșinii, vin la noi, la ospiție. După slujba am fost invitați cu toții la o masă de sărbătoare. Primăria le-a pregătit localnicilor un amplu program de divertisment, menit să mențină la cel mai înalt nivel spiritul de sărbătoare. Au fost întruniți liderii care pregătesc bucate ciobenii, s-au comasat împreună tot ca să sărbătorească cu populația. Fabrica de vinuri a fost invitată pentru a face o prezentare a vinurilor locale. Fabrica de păsări pentru tot a pregăti bucate din produsele lor. Țin să felicit toată lumea cu această frumoasă sărbătoare, să le urez mult sănătate, fericire și prosperitate. Am fost invitat și la un pahar cu izvar și bucate pregătite la grătar. Azi e ziua satului, hramul nostru, acum a satului nostru și facem acolo o căței de carne, un gen izvar, cum să mai zice. Și ne doriți locuitori? Tăți sănătate le dorim să vii tăți aici să ne mai vadă și mai, cum, să mai prezint și ei. Spre seară, localnicii vor ieși la un concert de sărbătoare și la hora satului.